Și am pregătit cât de cât masa pentru persoanele care știu că vin la fasole, dar precis o să vină mai mulți, că o să vină la prăjitură și la cafea, o să vină mai multe persoane, dar am pregătit acum numai așa pentru iacnia de fasole. Mai trebuie să aducem sucurile, apa, să aduc ceva alune, sărături din astea. Dar am zis că bate vântul afară și nu le aduc numai când vin. Ok, vă mulțumim și o zi bună vă dorim. Bye, bye! Bună ziua, prieteni! Hristos a înviat și bine ați venit pe canalul meu. Eu vreau să fac, adică musafirii mei m-au cerut, să le fac iacnie de fasole. Deci nu vreau altceva, numai iacnie de fasole. Eu acum am așa bucăți de ciolane, de porc, îs numai pârlite, nu s-a fumate, așa îs, și eu am fiert de la noi șuncă, am fiert-o ca să nu fie sărată, să desăreze, așa arată, uitați ce fain arată, am fiert-o să nu fie sărată și asta o să o bag, dar o bag mai spre final. Eu acum astea vreau să le opăresc, am și ceva coaste, și ceva, și carne proaspătă. Am și ciolanele astea și le fac cu fasole. Fasolea o să o fierb în câteva ape și după aia o bag acolo. Și zarzavatul și dar prima dată vreau să-mi fac astea. O să vă arăt eu cum fac. Uitați fasolea noastră. Acum am băgat și fasolea. Mai multă carne decât fasole cu ciolanele astea. Dar arată super, super arată. Uitați ce fainez. Acum o să vă arăt când e gata. Acum mai trebuie să fie arbă. Fasolea am fiert-o numai de jumătate. Am avut din aia măruntă, n-am avut mare, dar e bună. Așa mi-a cumpărat-o soțul de la Lidl. Vă zic că aia, asta fierbe repede. Și e adevărat că fierbe repede. Revenim cu produsul final. Și așa arată rezultatul final. A ieșit delicioase. Vă mulțumim. O zi bună vă dorim. Bye, bye.